Deci, tata de... Nu-mi aduc aminte, Gigi. Nu contează. Așa. Am avut parastasul de 6 săptămâni și apoi după amiază, când să terminăm cu totul pe aici, zice, mami, m-am dus să-mi iau și o mingea. Copilul s-a dus, apoi am văzut că nu apare, m-am întâlnit cu el pe drum, venea de acolo, de la grădiniță, și îmi plângea. Mami, ce ai pățit? Uite, mami, așa, 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 mi-a povestit copilul. Apoi n-am luat în seamă. Am zis, a, nu, mai minte, nu știu ce. Și m-am dus și am luat, m-am dus până la magazin. Am luat să cumpăr ceva și patroana nu mi-a mai zis, ce, du-te și cheamă poliția, că uite ce s-a întâmplat la băiatul tău, du-te, caută filmările, că există filmări. Am luat filmarea, m-am dus, am chemat poliția, a venit aici la poartă, am dat declarație. Și apoi, luni, marți dimineață, am fost chemați la inspectoratul de la Pitești, nu am depus plângere și acolo, am fost la medicul legist, i-a făcut control, avea vânătăi pe el, era bătut, era zgâriat, avea vânătăi și apoi asta e tot. Copilul ce v-a povestit? Mi-a povestit că a făcut pipi pe el, că l-a pus să mănânce. O să vedeți pe filmare dacă vă uitați la ea, că e filmare cu sunete, nu se aude totul. A zis că striga unul dintre ei, scoate-mă briceagul, scoate-mă briceagul, nu știu ce. Ar fi încercat să zică să se dezbrace, nu știu. Și apoi... S-a dezbrăcat vreunul dintre băieți? Doar de un băiețel mai mic, de rom, țigan, a făcut pipi pe el. Spuneți-ne, v-a zis băiețelul dumneavoastră dacă vreun moment i-a fost frică pentru viața lui? Probabil că i-a fi fost frică, nu se poate. La ce i s-a întâmplat acolo? Alerga copilul toată curtea să iasă de acolo, să fugă și plângea în gura mare să-l lase să plece acasă. Și nu l-au lăsat. Ce explicație au avut ei pentru ceea ce au făcut? Nu au nicio explicație. Pur și simplu... Umilință? Da. Ca să se distreze? Da.